Salutare, prieteni! Suntem astăzi la primul episod al podcastului Junior Sat. Un podcast despre teatru, învățământ, adolescență și punctul în care acestea se întâlnesc. Eu sunt gazda dumneavoastră, Iulian Călin Munteanu, iar alături de mine îl am pe domnul profesor Lucian Gabriel Comănescu. Salut! Pentru început, domnule profesor, ne-ați putea spune mai multe despre dumneavoastră? Știu că înainte de a fi profesor, sunteți actor. De ce ați ales teatrul? De ce ați vrut să deveniți actor? Povestea vieții mele e foarte lungă și un roman, dacă aș scrie ca proverbii de pagini. E o viață plină de evenimente și de întâmplări, ca să zic așa, care mai interesante. Actor am vrut să devin începând din clasa a doua, dacă mi-amintesc bine. Eram în Piatra Neamț, la Casa Pionierului, cum se numea Palatul Copiilor din Piatra Neamț, și m-am înscris la un cer de teatru de păpuși și am primit o păpușică Bibabo. M-am jucat un pic cu ea, din propria imaginație, și profesoara de atunci, foarte entuziasmată, mi-a zis: Doamne, ai să ajungi actor. Ei, nu știu cât a vorbit ea serios, cât a vrut să încurajeze, dar mie mi-a rămas înșurubată chestia asta în cap. Și odată cu liceu am început să joc la trupa de teatru de amatori, cum era atunci Actul în Piatra Neamț, coordonată de Viță Hibotski. Și n-am mai... Bine, și la liceu aveam trupă de teatru, deci toată viața mea s-a învârtit în jurul teatrului. Și ulterior, facultatea, am jucat în timpul facultății la Național, după aia la Teatrul Municipal din Focșani, după care am făcut una din alegerile, să zic, neinspirate ale vieții mele, când am hotărât să pun capăt carierei de actor și am intrat în învățământ. A fost neinspirată atunci, pentru că între timp eu am avut, să zicem, rezultate notabile în învățământ, atât la Colegiul Național de Artă Octav Băgilă, pe atunci Liceul de Artă, și aici, la Palatul Copiilor, unde, nu? După cum ai amenajat decorul, avem trupa Junior Sact, avem revista Cercului Junior Sact și, pe lângă rezultatele notabile din festivaluri și concursuri și premii, avem un număr foarte mare, spun eu, de actuali actori care au plecat de aici și la Târgu Mureș, și la Cluj, și la București, și inclusiv la Iași, Ateneul Tătăraș, fiind aproape înțesat de foști elevi ai foști membri ai trupei Junior Sac, cum de altfel ești și tu, doar că tu faci parte din cei 80% care, și cu ocazia asta am anticipat probabil următoarea întrebare, 80% pe care eu îi sprijin și îi îndrum spre ceea ce au talent, spre ceea ce știu să facă, tu te pricepi la desenat rachete. Și e clar că ăsta e drumul tău în viață. Spre teatru îi îndrum doar pe cei care într-adevăr sunt mega pasionați, mega mânați, nu pot dormi noaptea, visează și respiră doar teatru, întrucât condițiile în România nu mai sunt cele de altă dată. Facultățile au o libertate de a spori numărul de locuri total în neconcordanță cu piața muncii, și atunci practic, trimițând un copil spre facultatea de teatru, îl condamn să devină un posibil șomer cu diplomă. Da, na, cei care într-adevăr respiră, visează, își doresc, atunci ei sunt cei care au și șansă să răzbească în hățișul ăsta al sistemului românesc. Și îi încurajez, îi ajut, îi pregătesc, dar și ceilalți care au urmat cariere absolut notabile, nu? Avem foști membri ai trupei medici, avem foști membri ai trupei programatori, unii dintre ei chiar la Adobe, deci avem o paletă, inclusiv constructori și designeri de rachete. Da? Și asta nu face decât să-mi dau seama acum, în timp, că alegerea poate n-a fost chiar atât de nefericită, mai ales că posibilitatea de a mă întoarce la scenă nu mi-a luat-o nimeni total. Am mai avut, să zicem, mici incursiuni pe scenă, dar ca prezentator sau cu sketch-uri, cu mici momente. N-am mai jucat într-o piesă de teatru clasic din 2003. Dar nimic nu e bătut în cuie. Deocamdată, uite, acum
Particip cu bucurie la evenimentul ăsta inițiat de tine, și anume podcastul Junior's Act. Sperăm să ajungem să facem mai multe episoade, să vedem și cum va fi timpul, ce feedback vom primi. Am ajuns destul de departe cu discuția, așa că aș vrea să ne întoarcem puțin la ceea ce este și în spatele nostru, și anume la trupa Junior's Act, eu fiind fost membru a trupei, cum a spus și dumneavoastră, și mulți alții elevi, foști elevi de acum, dar și actual elevi, care sunt membri a trupei, ai trupei, consider că a fost o alegere fericită că ați devenit profesor, ne-ați îndrumat. Și aș vrea să ne povestiți puțin despre trupă, cum a luat viață, ce activitate ați avut de la înființare până acum. Trupa a luat viață tot datorită unui grup de tineri inimoși, elevi la liceu de artă. Atunci au venit după mine, m-au urmat la Palatul Copiilor, aici în sala asta, în Cotetul Stanislavskian, cum îmi place mie să-i spun, unde se întâmplă, cum iarăși îmi place mie să spun, dar și unora dintre voi, se întâmplă lucruri magice. Și magia pe care o oferă spațiul ăsta intim și profund în același timp, a adunat de-a lungul timpului grupuri de tineri care au, cum să spun, ei au dat viață teatrului, mi-au dat viață și mie, eu am încercat să-i sublețesc pe ei. A fost ca un fel de simbioză, așa, o rezonanță între mine și tinerii iubitori de artă până la urmă, că dacă e să vorbim, vin și mă întreabă părinții dacă au sau nu copiii talent. Eu cred și sunt convins că de talent nu putem vorbi până după 20-22 de ani. Deocamdată vorbim de pofta de joacă, de cei doi piloni pe care se bazează teatru, din punctul meu de vedere, Homo ludens și Homo sapiens, nu? Omul care gândește și omul care se joacă. Această poftă de joc, acest spirit ludic, e cel care i-a adus pe copii aici și de aici au plecat oameni de soi, ca să cităm din de soi și de tot soiul, să cităm din Sânzeala și Peperea, al lui Vasile Alexandri, replica mi se pare care întâmplă, oameni de soi și de tot soiul, au pășit, au intrat aici copii mici, cu ochii mari și timorați și au plecat, după cum se vede și live, tineri destul de zdraveni, cu mintea așezată și toate emoțiile la locul lor, spun eu. Pentru că, până la urmă, asta este etapa cea mai importantă în preadolescență și adolescență, este dezvoltarea, socializarea, nu dezvoltarea personală, evit să spun chestia asta, pentru că mi se pare o stupizenie din punctul meu de vedere, dezvoltarea personală. Mă îngrozește, fac o paranteză, faptul că se dau și bani de chestia asta. Dezvoltare personală oamenii fac din cele mai vechi timpuri. De când fugeau după dinozauri, oamenii se dezvoltau personal. Care fugeau după dinozauri și dezvoltau mușchii, care fugeau de dinozauri și nu reușeau să fugă, nu își dezvoltau mușchii, dar era tot o formă de dezvoltare personală. Închizând gluma, oamenii se dezvoltă perpetu, mai bine, mai puțin bine, cu lacune. Asta ține foarte mult de educația parentală de cei 7 ani de acasă și de cultura pe care și-o asumă prin educație tinerii, în școală mai ales. În școală, dar și acasă. E foarte important, foarte, foarte important rolul părinților în evoluția copilului. Extrem de important, de aceea am susținut întotdeauna că trebuie o școală de părinți, care să învețe pe părinți să fie părinți, pentru că ce să vezi, nu o bună să știe. Părinții când se hotără să facă un copil nu primesc certificat de psihopedagogie și atunci se vede lucrul acesta. Și aici mai suportă o răsfirare discuția, să încerc să nu uit că am mai deschis o paranteză. Vorbim de părinți, spuneam eu și la o discuție cu tine, din trei categorii. Nu? Sunt părinții care până la în jur de 18-20 de ani au crescut în comunism, acei misecuveniști, oameni din punctul meu de vedere distruși psihoemoțional ca mentalitate, mă refer, da? Există generația celor care la jumătate au trăit numai până la 9-10-11 ani ca mine în comunism și care eu îi numesc buimacii.
pentru că finalul anilor, deci anii 80 și anii 90 după Revoluție a fost totul, a fost destul de traumatizant, când nimeni nu știa nimic despre nimic și noi am crescut și de obicei sunt părinții ăștia care au copii, cum am și eu, adolescenți, care se îndreaptă spre o educație sau își doresc o educație modernă, ne înțelegem foarte bine aspectul de modernitate, nu? Și există generația ta și a celorlalți, a copiilor proveniți din mise cuveniști, un fel de semi-buimași, nu? Care aveți mai multe șanse, spre deosebire de generația noastră, să vă găsiți locul. Deci, cam așa aș vedea eu lucrurile. Și atunci, vorbim când vorbesc de părinți, acum, în momentul în care vorbim, vorbim de primele două categorii. Mise cuveniștii, cei care au trăit minimum 20 de ani în comunism, și buimacii, ca mine, cei care au trăit minimum 10-11 ani, eu aveam aproape de 10 ani, spun așa, aproximativ, în comunism. Ei, că mise cuveniștii au tendințe ușor barbare de educație, cu accente și cu comportamente din acea perioadă, mai ales pe zona de coerciție, da? De la bastoane, topoare, securi și alte chestii, instrumente de educare, nu? Până la șlapi și capete de geam, și generația noastră care pendulează a buimacilor între educația libertină, pe principiu copilul care fluieră biserică și care este vai de capul lui, se alege praful de cel copil, sau părintele care este temător, părintele care își închide copilul într-un glob de cristal, să nu-l atingă nimic, să nu-l lovească nimic și care greșește la fel de mult pentru că îl scoate, la un moment dat îl va lua contact cu societatea și societatea îl va strivi. Pentru că oamenii, ce să vezi, oamenii în general, mai ales în zona noastră balcanică și mai ales după toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimii 50 de ani, sunt destul de răi, zic eu. Bine, sunt foarte răi. Și e bine să pregătim copiii pentru ceea ce așteaptă, nu se țină într-un glob de cristal. Pentru că în momentul în care vor ieși din mobilitica globul, ei vor fi absolut striviți. Ei, și de aici închid paranteza de oară și mă duc cu discuția către factorul cel mai important, și anume lucrul cu care mă lupt eu zi de zi de 20 de ani, și anume încrederea în sine. Pentru că, ce să vezi, încrederea în sine lipsește în generațiile astea cu desăvârșire și provine datorită acestei educații cu carențe a părinților din generația mise cuveniști sau a buimacilor din generația mea, repet, care buimacii au două versiuni, ambele foarte proaste. Ori copilul liber fluieră biserică, ori copilul sub globul de cristal. Ambele la fel de proaste. Și noi aici ne luptăm cu, încercăm să îi facem pe fiecare să se regăsească, să-și capete încrederea în sine, o încredere puternică, o încredere oarbă în forțele proprii. Și hai să mă admonestez și hai să spui că să nu devină, să nu devenim, să nu fabric copii aroganți, nu la asta mă refer, dar nici la modestie. Modestia mi se pare o defecțiune socială și mai mult mimată. Hai să fim modești pentru că toți oamenii deștepți sunt modești, dar modestia nu se referă, bine, să nu fii arogant, să nu te lauzi cu ceea ce nu ți aparține și așa mai departe, dar să ai încredere, să știi măsura, să știi limitele și să ai o încredere oarbă în ceea ce faci, mi se pare esența firii umane. Ori aici e problema, copiii nu au încredere în ei pentru că nu acasă taci că ești mic și prost, știu eu de ce, la școală ești nepregătit. În general, dacă vă observi societatea noastră balcanică, nu mai românească, te ia așa, părinții sunt nemulțumiți de tine că nu ești suficient de ascultător și așa mai departe, școala e nemulțumită că nu ești suficient de bine pregătit, biserica te ia din start, diferit de religie, te ia de păcătos, te ia de păcătos și vinovat, și atunci există o presiune din trei părți absolut importante pentru tine, familie, școala și instituția bisericii, nu? Care te strivesc de mic și te determină să crești un copil vinovat, un copil fără încredere, un copil timorat, care începi să-ți faci complexe și frustrări pe care eu în copilărie le întâlneam la bunicii mei.
Acum le întâlnesc la tineri de 12, 13, 16 ani, ceea ce este absolut, absolut criminal din punctul meu de vedere, pentru că și aici, bine, am să fiu aspru judecat, nu de cel de sus, ci de mai mari și capii și nu neapărat de capii bisericilor românești, ci de practicanții avizi de a fi luați în seamă și ei de către cineva și care vor da cu toporul în tot ceea ce încerc eu să explic de altfel pe cale logică. Pentru că și credința, eu cred că este o chestie de pură intimitate. Din punctul meu de vedere, sexul, credința, sunt aspecte care țin pur de intimitate. Nu trebuie să ne afișăm, nu, ca mișcările LGBTQ, nu, care murdăresc, așa ca să zic, mă exprim eu drăguț, murdăresc priveliștea, nu, toate mișcările astea LGBTQ, la fel și mișcările religioase, din punctul meu de vedere, murdăresc priveliștea, pentru că și credința și sexualitatea, eu spun că sunt lucruri intime, lucruri profunde, pe care le știi numai tu și cu cel pe care le practici. Religia recte cu Domnul de sus, sexul cu cine se întâmplă. Deci, sunt lucruri intime și care, din punctul meu de vedere, nu trebuie devoalate, exprimate, exagerate, exhibiționizate, nu există cuvântul, inventez eu acum, da? Nu, în public. Și atunci mă întorc și închid încă o paranteză, da, deci copiii nu au încredere pentru că nu le acordă nici părinții, nici școala, nici religia. Aici luptăm cu încrederea, luptăm cu frica. Copiii vin aici cu o sumă de frici, de aia spuneam la început că veniți mici cu ochii mari și plecați mari cu ochii mici. Veniți mici cu ochii mari pentru că în privirea voastră găsesc multă frică, multă neîncredere, multă, nu știu, multe spaime, neîmpliniri, nemulțumiri personale, dar care de fapt nu sunt personale, sunt ale părinților, dar pe care copilul își le asumă fără să-și dea seama. E destul de complex. Dar, ușor, ușor, nu, avem de partea noastră bibliotecile, cărțile, librăriile, avem de partea noastră unică, sunt și profesori, să recunoaștem, puțini au mai rămas cei drept, dar avem profesori care fac profesia asta din pasiune și din dragoste, nu pentru că nu știau altă meserie, cum am observat că e la modă mai nou, dar un telefon are o relație și devii profesor dacă nu știi altă meserie. Ca să spunem lucrurilor pe nume, sunt pline școlile de oameni fără meserii, care s-au făcut profesori, ca să aibă și un venit acolo, dar sunt, cel puțin am văzut, colaborând cu toate școlile din Iași, am văzut cel puțin în fiecare cancelarie un grup de 5, 8, 10 profesori care trag și duc școala în spate și care ajută elevii și care într-adevăr sunt implicați și fac profesia asta efectiv din pasiune, ceea ce este absolut minunat. Ei, cu acești profesori, către acești profesori îi îndrum și eu pe copii să alerge, către biblioteci, către cărți și, dacă se poate, deloc către televiziuni și internet, lucruri care dăunează grav sănătății, spun eu. De nou, ați deschis foarte multe paranteze și vreau să vă întreb cum ați dat să continuăm de aici, pentru că noi, în cadrul podcastului, vom începe un subiect, să zicem, în acest episod, și îl vom continua pe parcursul mai multor episoade. De aceea v-aș întreba dacă ați vrea să continuăm pe filiera aceasta a adolescenților, să vorbim despre chestiunea aceasta a încrederii sau să ne îndreptăm spre partea de părinți. Spre partea de părinți, influența părinților. Ambele sunt subiecte foarte importante. Și în cele 10 minute putem începe doar să vorbim despre această adolescență pe care o găsesc absolut fabuloasă, mirobolantă. Eu, dacă mă întreabă cineva care e cea mai frumoasă perioada vieții mele, în afară de cele două momente când s-au născut fetele mele, probabil e perioada de prin clasa 8-a până prin anul 1 de facultate. Deci toată preadolescența și adolescența e cea mai frumoasă perioadă de viața unui om, atunci când și serotonina începe să se stabilizeze, încep să aibă loc procese cognitive, da? Care nu mai sunt aleatorii, da? Încep să judeci, nu? Cu alte cuvinte. Înțelegi parte din ceea ce se întâmplă, nu ai responsabilități, deși fac o paranteză, generațiile voastre și a copiilor ăștia mai tineri observ că își asumă niște responsabilități care nu le aparțin, dar și le asumă din dorința de a se victimiza, nu? De a fi și importanți,
Pentru că, ce să vezi, în lumea asta toată lumea trebuie să fie importantă, n-am înțeles de ce. Dar e cea mai frumoasă perioadă pe care eu invit pe tineri să iubească, invit pe tineri să nu se apere. Tinerii se apără, tinerii din ziua de azi să se apără, să nu sufere, să nu fie loviți, să nu fie... Nu trebuie să se apere. Pentru că nu neapărat ca să se cănească, dar ca să guste din toate fructele adolescenței, care este minunată. Este minunată și cu bune și cu rele, toate lucrurile astea, astea te formează. Noi vorbim, auzim de sintagma asta, școala vieții, școala vieții, școala vieții. Școala vieții nu e dacă câștigi la păcănere sau dacă reușești să dai un tun în Germania să ții un BMW second și l-a furat. Școala vieții este atunci când reușești în adolescență să faci cât mai multe lucruri, să înveți din ele și după aceea să te folosești de ceea ce ai învățat pe parcursul vieții. Asta este școala vieții. Asta înseamnă să te bucuri de tot ceea ce ți se întâmplă ție. Nu să te comporți ca un adult penibil. Foarte mulți copii au un comportament de adult penibil, de adult pensionar. Fiica mea cea mică are 11 ani și mă uit la ea, are tendințe pe care Dumnezeu să o ierte, mai frumos, le avea maica mea. Tendințe de pensionar, așa, de a făcut dușulețul, s-a pus în capoțel și m-a întrebat dacă vreau să mă uit la nu știu ce emisiune despre la televizor, le-a spus, dar noi prea ne uităm la televizor, adică televizorul mai merge pe muzică din când în când. Hai să... Da, dar știi că își știe exact, ca și mătușii mea, de exemplu, care are binișor în jur de 70 de ani, știe vedetele astea de la televizor, despre ce e vorba, care sunt viețile lor, poveștile lor de dragoste, apucători absolut, absolut pensionărești pentru un copil de 11 ani, mă îngrozesc. Eu la 11 ani mi-amintesc o scenă superbă, oamenii dădeau jos pancardele cu Ceaușescu în Piatra Neamț, iar eu eram un copac cu doi colegi, ne făceam arcuri pentru că noi vânam psici. Și ne făceam arcuri, strigau părinții de la balcoane, disperați, veniți în casă că vin securiștii de la Bacău și vă omoară, nu știu de ce legătură aveau securiștii de la Bacău în Piatra Neamț. Mă rog, asta era o parte din nebunia acelor vremuri. Dar noi eram în copaci și ne făceam arcuri, nu pentru securiștii de la Bacău. Noi aveam în continuare o luptă a noastră cu foarte multe pisici din spatele blocului și ne făceam arcuri, săgeți, lucru pe care eu, sincer, nu l-am mai văzut în zilele noastre, nu am mai văzut copii. Nu am văzut copii cățărându-se, nu am văzut copii care să nu aibă... Eu, când venea vara, nu prea mai mâncam acasă, pentru că toți corcodușii, toți cireșii, merii din jurul blocului, din astea, erau ai noștri. Nu mi-amintesc să vin acasă să mănânc. Eram veșnic în copac. La un moment dat eram atât de actiat încât îmi asumam și lucruri de astea mai înspăimântătoare, cum ar fi să urc în cireșul din fața blocului până la etajul 3, să-i fac mai mic cu mână din cireș. Adică lucrurile astea țin de o bucurie și de o depășire a limitelor. Nu, eu aveam rău de înălțime când eram mic. Mi-era frică să mă uit de la geamul jos. După aia mi-am dat seama că în cireș eram mai sus decât geamul de la care mi-era mie frică să mă uit în jos. Ne depășim limitele. Înțelegem, vedem lucruri, se întâmplă lucruri. Da, te mai rănești, mai tazi, te mai lovești, asta este. Mai iubești o fată, fata pleacă cu cel mai bun prieten al tău, te părăsește, foarte interesant, foarte frumos. Încerci și tu să pleci cu prietena prietenului tău, dar ea nu vrea, că tocmai a plecat, te-a lăsat pe tine pentru el. Adică toată povestea asta pe care copiii o trăiesc din TikTok și telenovele, de pe canale, ei o pot trăi ei înșiși. Asta ar fi farmecul. Asta ar fi... Asta era una din ideile pe care le promovau în interbelică mișcarea tânărilor furioși. O'Neill, Saroyan, Tennessee Williams, în Statele Unite, în perioada interbelică își doreau foarte mult ca oamenii să iasă în stradă și să trăiască ceea ce văd în cinematografe. Pentru că oamenii începuseră să se închidă foarte mult în cinematografe și să trăiască vieți imaginare și nu propriile lor vieți. De asta chiar într-un monolog din, cred, Menageria de Sticlă, Tom spune că nu... Oamenii ar trebui să iasă să trăiască ei înșiși, să iasă și să trăiască ceea ce văd. Da, ăsta e îndemnul care e valabil și la noi acum. După atâta mari de ani, pe 10 de ani, e valabil în România, oamenii ar trebui să iasă din televizoare și din TikTok-uri și din internet și să trăiască cu propria lor piele lucrurile minunate pe care viața le oferă, dacă știi să le vezi. Nu? Și fac o paranteză, citez, nu mai știu, în filozofia orientală, spunea că lucrurile există doar dacă le vezi. Dacă poți să vezi, există. Da, iar adolescența oferă foarte multe lucruri absolut minunate pe care îi îndemn pe copii să le trăiască și îi îndemn pe părinți să-i lase să le trăiască, că nu se poate păzi la infinit.
Dimpotrivă, în momentul când scoate globul de cristal, dau lumii și societății niște veritabili handicapați pe care societatea îi va strivi instantaneu. Atâta tot. Da. Deocamdată, eu sunt ochii de ceas, pentru că nu vreau să-ți stric ție. Știu, oricum, mai avem puțin. Mai avem foarte puțin, dar și... iar despre părinți, bine, și despre părinți și despre adolescenți sunt foarte multe de spus. Tot timpul lumea, copiii se vin și se plâng, nu mă înțeleg cu ai mei, nu mă înțeleg cu ai mei, că sunt prea vechiți, noi suntem tineri. Le-am explicat că nu sunt primii oameni de pe pământ. Probabil din neolitic, tinerii nu se înțelegeau cu adulții. Da? Problema aia de gestionare, din punctul meu de vedere, este la copil, la adolescent. Că pe un om adult nu mai scoți dintre ale lui, el trece cu senzația că are experiență. Bine, și aici trebuie să facem o paranteză. Înțelege prin experiență ceea ce vede la televizor sau aude la vecina de scară, ce se bărfește la scara blocului. Nu are experiență, dar ei asta trăiesc. Bătrânii noștri trăiesc cu senzația că le știu pe toate pentru că sunt bătrâni. Ei asociază cumva vârsta cu informațiile. N-au nicio legătură. Aceeași greșeală care se face și în școală, din păcate, în generațiile voastre. Că mi se spune că totul e la un clic distanță. Păi bun, totul e la un clic distanță, dar capul e gol. Pentru că pe vremea când mergeam în bibliotecă, ieșeam cu capul plin. Dacă stai și spui că ai totul la... Ce nevoie ai să faci votare când e la un clic distanță? Păi e la un clic distanță, dar în primul rând informația s-ar putea să fie și proastă, sau deformată, deteriorată și așa mai departe, greșită, dar capul e tot gol. Noi acum, voi mergeți la școală cu capul gol, auziți că totul e la un clic distanță și vă întoarceți de la școală cu capul gol. Și veniți acasă și stați cu capul gol, pentru că e la o clic distanță, și vă mai uitați la televizor sau pe TikTok la niște tâmpeni, niște enormități care oricum nu fac să vă lase capul decât tot gol, și a doua zi dimineața vă treziți cu capul gol și mergeți la școală. Cam așa văd eu lucrurile. Pentru că chestia asta că modernitatea, copiii sunt informați, nu sunt informați. Nu sunt informați deloc. Pentru că dacă ar fi informați, nu am găsit atâtea zeci și sute de cazuri de fete în clasa 10-11 care au fost sancționate. Pe vremea noastră nu erau. Deși noi eram mai neinformați, eram mai proști din comunism. Dar ce să vezi? Aveam acces la cărți, la reviste cu Pif și Hercule, care le dădeam pe sub mână. Aveam tot felul de modalități de a ne informa. Acum toată lumea stă relaxată. E o capcană. Asta e o capcană. Lumea e foarte relaxată, totul e la un clic distanță. Și pentru că totul e la un clic distanță, nimeni nu face nimic. Așteptăm un clic distanță să-l dea cine clicul ăla, pentru că totul e la un clic distanță, nu? Și atunci, asta se întâmplă. Și ne mirăm de ce lucrurile decurg și merg așa cum merg, pentru că totul e la un clic distanță, copiii au voie să plece în biserică sau trebuie crescuți într-un glob de cristal, școala are pretenția ca elevul să știe deja când vine la școală, părintele are senzația că dacă dă copilul la școală, cu școala trebuie să-i respere, să-i îmbrace, așa, el nu trebuie să facă nimic, fiecare și-a mâna, părinții și-au mâna de pe copil, școala și-a mâna de pe copil, statul și-a mâna de pe școală, de pe copil și de pe părinte, toată lumea și-a mâna, dar stați liniștiți, se va rezolva totul la un pic distanță. Da, după cum a spus și dumneavoastră, în ziua de azi, sunt munți de informații, munți de cuvinte și de povestiri, dar ceva valoros, după ceva valoros și adevărat, trebuie să sap destul de adânc pentru a găsi. Totuși, sper că informațiile din acest videoclip și discuția noastră să vă ajute și să vi se pare interesantă. Iar noi vom reveni cu un episod nou, într-un timp cât descurc, poate peste o săptămână de la postarea acesteia, în care vom continua aceste subiecte pe care le-am început acum și poate vom începe să discutăm și altele noi și sper eu cât mai interesante, pentru că noi astăzi am vorbit lucruri după părerea mea mai puțin din generalități. Am vorbit generalități. Tinerii au niște interese mult mai clare, mai precise. Da. Și atunci așteptăm din partea voastră întrebări, dacă sunt. Noi vă mulțumim pentru atenție. Ne puteți ajuta cu un like sau un share. Ne vedem la următorul episod. Bye! Bye.